Andreea Mantea este o mamă împlinită, iar asta pentru că fiul ei îi dă toate motivele de fericire. În pragul sărbătorilor de iarnă, la fel ca orice alt copil, David Mantea are și el câteva dorințe în privința cadourilor pe care le așteaptă din partea lui Moș Crăciun. Iată care este dorința înduioșătoare pe care o are fiul prezentatoarei TV de Crăciun. Andreea Mantea se poate considera o femeie fericită și împlinită, căci, pe lângă cariera de succes pe care o are în televiziune, vedeta are parte de iubire din partea fiului ei, alături de care își petrece tot timpul liber. Anul acesta, fiul prezentatoarei TV și-a dorit, pe lângă jucării, ca mama lui să nu-i dea tableta. Iar asta pentru că, spune el, aceasta este o prioritate pentru școală. Mai mult decât atât, David Mantea a ținut să precizeze în scrisoarea pentru Moș Crăciun că anul viitor nu va mai fi un copil rău, așa cum menționează chiar el că a fost în 2023. Dragă moșule, știu că nu am fost bun, te rog să o faci pe mama să se răzgândească față de tabletă și să nu o dea pentru că este prioritatea mea pentru școală, nu a altora. Scuze că am fost rău. Sunt David Andrei Mantea. Și totuși, aș vrea o mașină cu telecomandă, te rog, și un Lego. Este scrisoarea lui David pentru Moș Crăciun.